Într-un sat din România, mare bal, mare distracție. Păi ce să vezi, băi, frățioare? Acum tineretul se duce la hor. Era o fată care nu o lăsau părinții la hor. Până la urmă a insistat și a lăsat-o. Se duce fata la hor, fai frumos. La hor aude o prostie. Ea nu știa ce înseamnă cuvântul acela. Se duce acasă la măsa și o întreabă măsa. Mă, mamă, ce înseamnă cuvântul pulă? Măsa s-a rușinat toată, vai de capul meu, cum să zică fata. Ia ce să zică măsa? Îi răspunde, fai frumos. Mă, mamă, să știi că cuvântul ăsta înseamnă mână. Trecut timpul, trecură anii, hop, veni să se mărite fata. În ziua nunții, capul meu, nașul, nașa, socrii mari, socrii mici, cum este la nunt. Și acum să servesc prăjiturile. Mireasa nu ajungea la prăjituri. Și acum îi zice la naș. Auzi, nașule, dacă ești lungă pulă, dă și mie o prăjitură.